În urma acestui studiu, cercetătorii au ajuns la concluzia că media de vârstă a copiilor care navighează pe internet scade de la an la an. Dacă în anii trecuți media era de 12 ani, acum aceasta a ajuns la 9 ani. Chestionarele au fost împărțite la mai mult de 1200 de copii, dintre care 90% folosesc deja rețelele sociale precum Facebook, Twitter sau Google+. Navigând pe site-uri care nu au restricții în ceea ce privește conținutul de poze cu caracter sexual, copiii nu par a fi deranjați de astfel de lucruri, ba dimpotrivă, devin din ce în ce mai curioși să afle cât mai multe lucruri despre acest obiect. În ceea ce privește cyberbullying-ul, cercetătorii susțin că este tot mai prezent în viețile celor care dispun de o conexiune pe internet. Peste 75% dintre aceștia preferă să-și facă relații de prietenie în mediul virtual, cu toate că nu au cunoscut niciodată acele persoane în viața reală. Aproximativ 35% dintre copii afirmă că au fost deranjați sau chiar jigniți în ultimul an în mediul online. Cei care se confruntă cu astfel de probleme de regulă ajung să discute cu un prieten și mai puțin cu unul dintre părinți. În România, viteza de descărcare este de 60,2 megabits pe secundă, potrivit clasamentului Internet Net Index, realizate la începutul acestui an. Astfel, țara noastră ocupă unul dintre locurile fruntașe în acest clasament.